Dezvoltarea turistică, dar și economică a județului Mehedinți a fost respinsă de către actuala coaliție de guvernare. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a solicitat în plenul Parlamentului ban la bugetul de stat pentru construirea portului comercial și turistic în Comuna Gogoșu. Din păcate, pentru mehedințeni nu se vor putea bucura de o astfel de investiție prea curând. La fel ca în mandatul trecut, senatorul PSD Mehedinț Liviu Mazilu a depus eforturi substanțiale, astfel încât județul nostru să aibă un puternic impact turistic. Astfel, în plenul Parlamentului, Socialdemocratul a propus și susținut un amendament prin care a solicitat banii la bugetul de stat pentru construirea unui port comercial, dar și turistic în Comuna Gogoșu, care ar fi determinat o puternică dezvoltare a județului Mehedinț, dar și a întregii zone sud-vest Oltenia. Din păcate, această investiție a fost respinsă de către actuala guvernare. Se propune suplimentarea cu 336.000 mii, mii lei a creditelor de angajament și cu 336.000 mii, mii lei a creditelor bugetare prevăzute în anexa 0324 la bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în vederea realizării obiectivului construcție Port comercial și port turistic comun a județul Mehedinț, obiectiv extrem de important pentru dezvoltarea județului Mehedinț și a întregii zone regiuni de sud-vest-oltenia. Mulțumesc! Parlamentarii PSD mehedinți au depus foarte multe amendamente în plenul Parlamentului, prin care au încercat să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru. Însă, actuala guvernare nu a ținut cont de doleanțele socialdemocraților, respingând toate investițiile propuse care urmau să îmbunătățească nivelul de trai al mehedințenilor.